Salutare, am revenit. Iar în acest clip vă propun o problemă de la capitolul cerc. Ea este o problemă de geometrie de tip grilă, astfel că poate fi o bună propunere pentru evaluarea națională a elevilor ce vor termina anul școlar 2021-2022 și vor susține examenul de evaluare națională. Haideți să vedem care este enunțul problemei și mai ales cum putem să facem rezolvarea corectă. Triunghiul echilateral ABC din figura alăturată are vârfurile situate pe cercul de centru O. Perimetrul triunghiului este 12 radical din 3 cm. Cerința este să aflăm, să determinăm lungimea razei acestui cerc plecăm de la faptul că triunghiul nostru ABC este unul echilateral, iar perimetrul lui este 12 radical din 3. Cum perimetrul înseamnă suma tuturor laturilor, AB plus BC plus AC, iar AB congruent cu BC congruent cu AC, vom scrie că 3 AB, 3 astfel de laturi, egal cu 12 radical din 3. De unde putem să aflăm latura AB, de exemplu, egal 4 radical din 3 cm. Noi mai știm că triunghiul acesta echilateral ABC are vârfurile pe cerc. Astfel, arcul AB este congruent cu arcul BC, congruent cu arcul AC, fiind egale cu 360 de grade. Împărțit la 3, avem 3 arce, și descoperim că lungimea unui astfel de arc este 360 de grade împărțit la 3, adică 120 de grade. Raza cercului, dacă am unit pe O cu fiecare vârf al triunghiului, este OA, raza cercului. Dar OA e congruent cu OB, congruent cu OC. Toate sunt raze ale cercului. În triunghiul OAB, OA congruent cu OB aceste raze, deci triunghiul OAB este unul isoscel. Dar cu marcul AB avea măsura de 120 de grade, înseamnă că și unghiul la centru. AOB are tot 120 de grade. Iar, din faptul că acest triunghi este isoscel cu vârful de 120 de grade, rezultă că unghiurile de la baza acestui triunghi, OAB și OBA, sunt congruente, având măsura de 180 de grade, cât reprezintă suma unghiurilor într-un triunghi, minus 120 de grade, totul împărțit la 2, pentru că sunt două unghiuri. Și astfel vom avea măsura unghiului OAB, concurentă cu măsura unghiului OBA, este egal cu 60 supra 2, egal 30 de grade. Mai departe vom construi înălțimea în acest triunghi uh, isoscel și vom spune că fie OM perpendiculară pe AB dar înălțimea într-un triunghi isoscel reprezintă și mediană, deci M reprezintă mijlocul laturii AB, astfel încât MB e congruent cu MA și egal AB supra 2, adică 4 radical din 3 supra 2. Deci, BM egal MA egal 2 radical din 3. În triunghiul OMA, în care, triunghi dreptunghic, în care unghiul OAM este de 30 de grade, tocmai ce l-am aflat, aplicând teorema unghiului de 30 de grade într-un triunghi dreptunghi, observăm că OM, cateta opusă, este jumătate din ipotenuză OA supra 2. Și putem aplica teorema lui Pitagora și obținem OA la puterea a doua egal. AM la puterea a doua, plus OM la puterea a doua. Vom înlocui, îl cunoaștem pe AM, 2 radical din 3, iar pe OEM îl vom exprima în funcție de OA. Deci vom scrie OA la puterea a doua egal 2 radical din 3, totul la puterea a doua, plus OA supra 2, totul la puterea a doua. Vom Scăpa de aici cele două paranteze, ridicând la puterea a doua uh, conținutul acestora. Deci, O la puterea a doua egal 2 la puterea a doua, care înseamnă 4, mulți cu radical dintre ei, totul la a doua, care înseamnă 3, plus O la puterea a doua plus 2 la puterea a doua. Pentru a scăpa aici de acest numitor. 2 la 2, care înseamnă 4, va trebui să amplificăm și ceilalți termeni ai ecuației cu acest numitor. Astfel, că amplificarea cu 4 se va face la oa la puterea 2 și la 4 înmulțit cu 3. Deci, vom avea 4 mulțit cu oa la puterea 2 este egal cu 4 mulțit cu 12, care înseamnă 48, și plus oa la puterea 2 adică numărătorul fracției, prin această amplificare scăpând de numitor. În acest moment avem o ecuație de gradul 2 cu o necunoscută. Vom separa necunoscuta trecând pe oa la puterea a doua din partea dreapta egalului în partea stângă ale egalului cu semn schimbat. Astfel, aici având plus, Vom scrie 4, oa la puterea a doua, minus oa la puterea a doua, înseamnă 3, oa la puterea a doua. Egal 48. Deci, oa la puterea a doua este egal 48 împărțit la 3, care înseamnă 16. Cum 16 reprezintă 4 la puterea a doua, având aceeași putere, vom egala baza, deci oa este egal 4. O a reprezenta raza cercului și astfel am determinat cerința problemei de a calcula lungimea razei cercului. Observăm că răspunsul corect se află la varianta a mic 4 cm. Aceasta a fost explicația. Aceasta a fost rezolvarea pe care o propunem pentru această problemă. Mulțumesc că ai urmărit până la final. Dacă ai întrebări, eu ți le aștept cu mult drag în comentarii. Dacă îți place soluția pe care noi am găsit-o, te rugăm să apreciezi acest clip cu un like. Revenim cu un nou clip, cu o nouă rezolvare, la o nouă problemă în câteva minute. Te rog frumos să rămâi aproape și până atunci să-ți iei notițele de la această problemă și să încerci să o rezolvi și singur. Pentru a-ți verifica cunoștințele pe care tocmai ți le-ai însușit. Revenim imediat. Pa, pa!